Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Cea mai bună farsă! Uitați ce am găsit ieri în râu! Și nu este prima dată! Ar trebui să fie mai atenți! Așa e! Plasticul e foarte rău pentru râuri! Nu este posibil să mai fie aruncat în apă! Hai să le dăm o lecție bebelușilor din vale! Hai să colorăm toată apa! Nu cumva exagerăm? Doar pentru puțin timp! Haide sus să ne uităm la ei prin ochianul nostru! Bine, e doar o farsă! Va fi distractiv! De trei ori! Am câștigat! Taci și privește! Așa-i mai bine! Rândul meu! Priviți noua mea invenție! Piatra zburătoare! Ai grijă! Nu! Ce ai făcut, Missy? Nimic! Atunci apa de ce este mov? Și de ce sunt balonașele mov? Haideți să mergem la fântâna Suzetă! Hashtag mov, hashtag apă! Apă cu gust de înghețată? Se întâmplă ceva cu lumea asta! Trebuie să cerem ajutor de la Fantasy! Inimă cu aripi! Du-ne în cealaltă parte! Un pas mic încoace, un pas mic încolo, și portalul Fantasy ni se va arăta! Unde-i toată lumea? Să văd și eu! Uită pe Lala! Biata Katie! Și uite, pare foarte confuză! Ador farsa cu apa colorată! Fantasy au făcut-o! Au colorat apa! Și ne spionează cu ochianul acela! Și acum râd de noi! Foarte frumos! Se distrează copios! Vom face la fel! Bună! Connie face prăjiturele! Haideți în vale! Vreau și eu! Hei, păstrează-mi una! Eu nu pot zbura! Unde vă duceți? Prăjituri acasă la Connie! Acum e rândul nostru! Să vedem cine râde la urmă! Wow! Tocmai ce au căzut în prima plasă! Să vedem! Sunt sigură că se prind! Portocaliul e preferatul meu! Se potrivește cu ochii mei! Au căzut în a doua plasă! Desigur! Deși prefer să arăt ca fructele de pădure! Ne-au prins! Uitați! Ne-a ajuns! Ne-ați pătat hainuțele! Voi ne-ați colorat apa! E doar o farsă! Culoarea se va duce! Am vrut doar să vă învăț o lecție! Zilele trecute am găsit o sticlă de apă în râu, iar asta nu e bine! Apa e importantă în lume! Trebuie să o îngrijim! Asta trebuie să facem dacă nu vrem să o pățim! Păi, a fost o farsă oribilă! Și noi nu am aruncat sticla! Păi, cineva a făcut-o! Oh, iarăși sticla? Am spus nu! Am spus da! Hei! Asta e sticla mea! Mersi că ați găsit-o! A zburat-o vântul zilele trecute! Apropo, ce anume sărbătorim? Ce anume sărbătorim? Wow! Ziua culorilor!
Bine, bine, scuze! Sinceră să fiu, am exagerat puțin. Dar e bine că ne-am distrat din plin. Fantasy Magic Tears! Wow, ce frumos! Ce frumos! Ce frumos! Wow! Îmi explică cineva ce s-a întâmplat? Tiara Tinei! Tina va avea loc sărbătoarea cartierului înaripat. Invitația este acceptată și poponeața mea e afectată. Am nevoie de o favoare. Poți să-ți împrumut tiara? Am nevoie de ceva spectaculos. Te rog, te rog. Bine, tiara o poți împrumuta. Dar gata, că încep să mă enervezi. Toți bebelușii vor fi surprinși de apariția mea. Un lucru am de zis. Tiara să nu o pierzi, este interzis. Nu te teme, voi avea grijă de ea. Wow, ce ananas mare! Îți place coroana mea tropicală? Nici să nu te gândești! Am împrumutat-o de la Fantasy. Este dintr-un lemn special. Voi arăta mai bine decât Candy. Nu prea cred. Wow! Pot să port pentru o poză? O să probez să văd cum îmi vine. Vreau să văd dacă îmi stă mai bine. Nu, nu și nu. Trebuie să am grijă de ea. E foarte valoroasă. Ne vedem mâine la petrecerea mea. E petrecerea tuturor. Somn ușor, frumoasa mea tiară. Trebuie să arătăm uimitor mâine. Azi e ziua cea mare. Oh, nu! Tiara! Nu! Tiara era aici, în siguranță. E adevărul, Tina, pe cuvântul meu. Fără tiara, nu mai pot vedea viitorul. Tina, nu mai face rime! Nu știam că am puteri și fără tiară. Cine a luat-o? Dați-mi-o înapoi! Erați invidioase că eu aveam tiară. Cammy, Tina și cu mine avem nevoie de voi. Voi erați plecate, așa că sigur nu ați fost voi. Hei, nu da vina pe mine. Eu doar patinam cu Fantasy. Perfect. Toți bebelușii din cartierul înaripat sunt suspecți, cu excepția lui Patty. Părăsiți locul jafului. Cine ar fi putut să fie? Nu te uita la mine. Tina, tu mă vei ajuta. Întâi trebuie să verificăm bine locul jafului. Niște ochelari, un șiret, încărcător. Aha! Ce e asta? E a lui Candy. Să folosim pudra pentru amprente. Avem trei suspecți. Să vedem. Avem trei bebeluși care ar fi avut motiv să fure tiara. Pot să probez să văd cum îmi vine? Tu! Din moment ce Candy nu ți-a dat-o, înseamnă că ai furat-o, nu-i așa? Eu? Eu nu am furat-o. Și atunci, cum de ți-am găsit ochelarii la locul jafului? Păi da, am luat tiara, dar am vrut să probez. A fost greu să deschid seiful. Și când am probat-o, am realizat că nu stă bine și am pus-o înapoi. Atunci a fost Lena! De aceea era încărcătorul tău acolo. N-am fost eu! Când am ajuns, seiful era deschis și doar i-am făcut poze pentru fanii mei. Am lăsat-o! Atunci singurul bebeluș care a rămas este... Vreau să văd dacă îmi stă bine. Sasha! Eu am deja coroana ananas. Unde... Și atunci cum explici că am găsit asta la locul jafului? E pentru cadouri. Ar putea fi a oricui. Sigur! Atunci de ce ai emoții? Nu, nu, eu am corona mea. Nu fugi! Prinde-ți orcul! Am fugit doar ca să-mi salvez coroana ananas. Lady! Tiara! Vin aici! Acum m-am prins! Urmele de lăbuțe!
Hopa, cum de le-am ratat? Îmi cer scuze, Sasha. Tu nu ai fi putut să faci așa ceva. E în regulă. Iar acum nu Candy ne-a făcut o surpriză, ci animalul ei. Magic Ear! Wow! Uimitor! Fantastic! Să înceapă sărbătoarea cartierului în aripar. Această confuzie ziua ne-a animat. Iar în final, totul cu bine s-a terminat. Bebe naut, bebe spațial! Și așa am salvat noi Muntele Fantasy de un super meteorit uriaș! Wow! V-am povestit vreodată cum sunt creați meteoriții? E o poveste uimitoare despre săritoarea Fantasy! O Fantasy care a atins o stea! Apropo, știți câte stele sunt pe cer? Și știți cum a reușit să atingă steaua? A sărit așa de sus încât... Ieri am descoperit planeta lacrimilor! Wendy, gata! Vrem să auzim doar povești interesante. Un bebenaut a aterizat pe planetă și nu s-a mai putut întoarce. El încă plânge acolo. Serios? E adevărat? Desigur că e adevărat. Bebenautul era un bebe care a călătorit până la stele. Acum mult timp și a rămas acolo. De ce? Pentru că bebenautul nu știa cum să se întoarcă. Ce? Și bebenautul e încă acolo? Singur? Asta e foarte trist. Nu-mi pot scoate bebenautul din minte. Pierdut în spațiu, singur, singurel. Cum am putut rata așa ceva? Misiunea noastră e să veghem și să protejăm. Trebuie să-l salvăm pe bebenaut. Da, vom merge în spațiu. Dar abia aștept. Planeta lacrimilor, vom veni. Ura! Ești bine? Nu putem merge așa. E frig acolo sus și aripile nu pot rezista. Voi sări de la nord înghețată la nord înghețată. Au! Ce încerci să faci? Să ajungă în spațiu să salveze bebenautul. Ce bebe? A, da, bebenautul. Să sărim la fel ca săritoarea Fantasy. Să mergem în spațiu! Vreți să ajungeți în spațiu? Băi, veți avea nevoie de un walkie-talkie. Dar ce mă fac acum? Povestea este o minciună, dar nu pot să le spun adevărul. Mă vor urâ, am inventat-o ca să mă bage în seamă. Wendy cu povestea a mințit și walkie-talkie-ul a descoperit. Serios? Atunci îi arăt eu bebenaut. Acum bebeluș și Olexia o vor învăța. Iar eu niște bacon voi mânca. Oh, este atât de greu. Data viitoare mergem la tine acasă. Ce se petrece? Fii atentă și vei vedea. Uite, nu este posibil. Planeta lacrimilor. Asta nu e planeta unde era bebelușul pierdut? Ce bebe? A, da, chiar bebenautul. Păi, Jenna și Jesse au ajuns în spațiu. Dar cum? Uite, le am în acest walkie. Bună, Fantasy! Sunteți bine? Nu! Nu ne putem întoarce! Ajutor! Ajutați-ne! Oh, ce facem acum? Au vrut să salveze bebenautul și au rămas acolo. Oh, nu! Nu vă temeți, vă salvez eu! Winnie, repede, nava mea! Nu vă temeți, mă voi ocupa eu de asta! Am ajuns! Jenna! Jesse! Unde sunteți? Bebenautul? Dar eu am inventat toată povestea. Bebenaut! Te-am găsit în sfârșit! Dar ce cu
stați voi aici? Cum ați ajuns aici? Ai fost păcălită! Noi știm că bebenautul nu există. Te-am auzit mai devreme prin walkie-talkie. Aveți dreptate. Am vrut doar să am o poveste interesantă. Îmi pare rău. Și ai reușit, dar... Este foarte rău să minți, dar nu ai ezitat să vii să ne salvezi. Ești o prietenă foarte bună. Acum ai de spus o poveste uimitoare. Magic Tears! Mica! Pe prieteni să nu îi mințim, să spunem tot ce noi simțim. Așadar, bebeunatul e real? Capitolul s-a încheiat, iar pe Andy tot n-a realizat. Transmit în direct de pe strada principală. A venit timpul ca Muntele Fantasy și Valea Biberonului să se unească pentru a acorda premiile Suzeta de Aur. Bun, cine credeți că va lua Suzeta pentru cel mai bun dansator? Și pentru cel mai magic? Magicul va primi acest tort. Wow! Chiar e magie. El chiar a dispărut. Grozav! Cu câtă poftă râde! Tort magic! Am râs până și în vise. Diseară sunt premiile Suzeta de Aur și din cauza râsului nu am făcut nimic. Hai să ne grăbim cu toții. Susu, trebuie să te controlezi. Râsul tău e prea contagios și nu putem munci. Dacă mai râzi o dată așa, nu vom avea timp să pregătim totul. Bine, nu o să mai râd de acum, îți promit. Bebelușilor, nu faceți pe Susu să râdă. Bine. Să filmăm! Să continuăm cu interviul. Ce părere ai? Nu face nimic amuzant. Stai, Spot, codița ta e prea amuzantă. A? Nu vă temeți, am mai luat un tort. Atât ne trebuie. Acoperiți-i gura! Trebuia să-ți vezi fața. E așa amuzantă. Mă rog, gata. Trebuie să terminăm. Ce se petrece? Nu pot auzi nimic prin căștile mele. Ce ai făcut? Acum nu mai terminăm. Toate astea din cauza râsului meu. N-am vrut să se întâmple. Oi, să vedem dacă îl putem gusta. Salut și bun venit la premiile Suzeta de Aur. Am avut o mică problemă și nu am avut timp să aranjăm cum trebuie. Dar cele mai importante sunt premiile, nu? Păi, primul premiu al serii e pentru cel mai adorabil bebeluș. Și premiul merge la... Lady! Super! O să merg triumfător! Premiile! Doar ele erau în regulă! Oh, nu! Ce dezastru! Toți au început să plângă! Dar râsul lui Susu poate rezolva asta. Am nevoie de tine. Nu am niciun chef să vin. Uite. Haide, Susu, râzi. Trebuie să le bucurăm. Nu vreau să mai râd deloc. Sunt tristă. Am o idee. Sunt Dreamy și pot să fac
când ghețată. Sunt Lala. Hocus pocus. Uite, sunt Paddy și mă dau cu skate-ul. Wow! Acum chiar ești Perry? Prefer să râd până devin tristă. Mersi, Susu, că ai râs. Știi cum să mă faci să râd? Mersi ție! Premiul Suzeta de Aur pentru cel mai autentic râs merge la Susu!